S-a răspândit o veste mare și multă lume se frământa, căci auzit au toți chemarea ce îndemna, veniți la nuntă. Veniți cu toții mic și mare, veniți cu toți la cununie, ca să vedeți cum două inimi se împreună pe vecie. De veți veni, nu veți vedea prea multe lucruri de prisos, dar veți vedea un lucru mare. La nuntă e chemat Hristos. Unde-i Hristos e bucurie, încât nu poți cuprinde o coală. Și har din plin, căci El la nuntă nu a venit cu mâna goală. Nu caut vorbe cu efect și nici expresii scusite, ci câteva îndemnuri doar să dau perechii mult iubite. Lavinia, tu de astăzi pleci ținându-ți mirele de mână și în urma ta cu ochii plânși părinții tăi să rămână. Dintre părinți și dintre frați, Lavinia, pasul ți se îndreaptă spre un alt loc, de unde acum un nou cămin te așteaptă. Un lucru vreau să-ți cer acum, acolo unde-i fi mereu să duci cu tine bucurie și fericire în jurul tău, să fii lumină în căminul unde te duce a ta cărare și viața ta în căsnicie va fi o binecuvântare. Daniel, tu mire drag ce azi luat ai cu tine o floare așa frumoasă, să o iubești cu scumpătate, căci ea e scumpa ta aleasă. Să nu o faci nici când în viață să plângă singură în casă și în mâhnirea ei cea mare să-i pară rău că a fost mireasă. Adu-ți aminte că tu ești chemat cu o chemare sfântă, oricând s-o mângâi, s-o ajuți când va avea inima frântă. Tu ești un stâlp de a fi puternic, nu ca stăpân, ci în iubire. Și astfel veți avea în viață mari bucurii și fericire. Frumoasă zi, frumos moment când voi azi vă jurați credință, dar nu uitați, cuvântul sfânt să-l țineți și în suferință. De acum și până în iarna vieții ce-și va cernea ei omături, prin orice ar fi să întâmpinați, voi să pășiți mereu alături. Dar nu doar voi singuri pe drum să vă porniți în viață, ci să luați cu voi de-acum luceafărul de dimineață. Da, El, Iisus, El vă va duce cu grijă spre Țara Sfântă, dacă luați cu voi pe drum de-acum din ziua cea de nuntă. Când veți ajunge acolo sus, în bucurii și în fericire, veți înțelege mult mai mult ce-a fost cândva la cununie. Avutul ați pe Domnul Sfânt ca martor și ca ajutor, izvorul nesecat de pace și de viață dădător. Cu El oricând, și în greu și în bine, vă veți simți tot fericiți. Vă va purta pe calea vieții ca să ajungeți mântuiți. Amin. Amin.